Oportunități pentru regiunea București-Ilfov. Micro-întreprinderile locale vor putea accesa fonduri europene prin programul regional București-Ilfov, având nevoie de o contribuție proprie minimă de doar 10% din valoarea proiectului. Acest program de finanțare are ca scop sprijinirea creșterii durabile și modernizării tehnologice a firmelor mici, oferind granturi între 25 și 200 de mii de euro. Fondurile pot fi utilizate pentru diverse tipuri de investiții, inclusiv extinderea spațiilor de producție, achiziționarea de echipamente moderne, tehnologii verzi, precum și activități de internaționalizare și formare profesională. Micro-întreprinderile din zona București-Ilfov au în sfârșit acces la bani europeni competitivi. Până la 200.000 de euro cu doar 10% din buzunarul propriu, până la 300.000 de euro cu 20% din buzunarul propriu. Atenție, pentru a depune cererea de finanțare avem nevoie de un buget, de o firmă care să aibă sediul în zona București-Ilfov, și, nu în ultimul rând, avem nevoie de un proiect tehnic, dacă vorbim de proiectele care includ construcții și montaj. Pentru că se pot finanța construcții de hale, extinderi de hoteluri, în domeniul sănătății, construcții și modernizări de cabinete medicale. Sesiunea de depunere a cererilor va fi deschisă la începutul lunii septembrie și va pune la dispoziție peste 300 de milioane de euro care se pot accesa. Acest program reprezintă o oportunitate semnificativă pentru întreprinderile mici din București și Ilfov, facilitând accesul la resurse esențiale pentru dezvoltare cu un minim de aport financiar propriu.